Bine v-am găsit și bună să vă fie inima, dragii mei prieteni și iubitori ai muzicii! La microfon Bogdan Curta, așa cum v-ați obișnuit de o bucată de vreme, compozitor, cantautor de fapt și membru în Centrul de Cercetare Muzicală Pompidou din Paris. Astăzi ne reîntâlnim cu ocazie deosebită, pentru că toate întâlnirile noastre sunt deosebite. De ce? Pentru că mereu avem o orgă nouă, un set nou, un material nou pentru voi românii de dincoace sau de dincolo de Prut sau de pretutindeni. În spatele meu avem o bijuterie muzicală, deși a îmbătrânit puțin, nobil, foarte bine îngrijită. Este vorba despre un Yamaha Tyros 3 venit tocmai din Anglia și am aranjat pentru el un set de zile și de nunți mari. Sunt fericit să vă spun că acest set are 139 de ritmuri românești. Sunt și mai fericit să vă spun că acest set vine cu 129 de samplere. Ritmurile provin din toate zonele folclorice ale țării și nu numai. Avem ritmuri din Banat, avem ritmuri de Horă, avem ritmuri de Sârbă, avem ritmuri oltenești, ritmuri moldovenești, de la bătuta până la fanfara cu cele 10 prăjini. Avem ritmuri țigănești, avem ritmuri de etno, avem și câteva ritmuri de muzică ușoară, pentru că, da, dragii mei, muzica ușoară românească are particularitatea ei. Doar noi, de dor și drag, din suflet pentru suflet, cântăm Sărut, femeie, mâna ta sau Fotolul din Ovdaie. Voi spuneți uneori, te aștept să vii. Vă aștept și eu pe dumneavoastră să mă contactați la numărul de telefon afișat pentru a comanda setul. Nu lipsesc ritmurile de Jampara, nu lipsesc nici ritmurile de etno. Avem și câteva manele, apropo, aici este subiectul meu sensibil. Știți, aceia dintre domniile voastre care mă urmăresc de mai multă vreme, că eu nu sunt lăutar sau manelist, nu am nimic cu lăutarii. Pentru voi am făcut setul ăsta, nu? Este vorba despre un set foarte mare, samplerele sunt bine lucrate, sunt samplere mari care sună foarte bine, avem samplere de țambal, percuție românească, braci, toba aceea românească și toba cu cinel care vă place vouă moldovenilor. Avem tonuri de instrumente de suflat, taragot, saxofon românesc, nai, fluier românesc, ocarină, zongoră, chitară de folclor, câteva tonuri de DX care vouă vă plac și care sună foarte plin, tonuri pentru ritm, acordeon românesc, Guerini sau acordeon Burduf, tonuri de Roland care sună foarte dulce, bătrânul și iubitul nostru Roland care, iată, din păcate nu ne mai încântă cu nimic de o vreme, dar am luat ce era mai frumos și am pus în acest set și de la Roland. De ce setul ăsta e atât de amplu, atât de rotund, atât de împlinit? V-am spus de o vreme că mă apropiu de finish și acum chiar sunt pe ultima 100 de metri cu realizarea setului de Genos. O mare parte din samplere, o mare parte din ritmuri vin de la Genos. Ceea ce am putut să convertesc pentru Tyros 3 am convertit, am adaptat, am masterizat. Samplerele sunt masterizate la Paris și Varșovia, sunt bine lucrate, dar cu siguranță Genos va rămâne Genos, este regele clapelor. Cu siguranță un Genos va suna cu Revodrum și cu toată tehnologia și memoria sa pentru samplere, va suna peste orice, dar eu din acest Tyros 3 am făcut tot ceea ce este omenește, spun eu, posibil. E o clapă care sună absolut superb și puteți merge oricând și la nunți, și la evenimente, și la spectacole, cu fruntea sus să cântați, poate oricând să stea lângă un Genos și poate da lecții oricând, oricărui model al unei firme concurente, model de top, nu mai dau nume ca să nu supăr prea tare. Asta este, dragii mei, Korg doar în România și în Africa se folosește. Voi ați auzit de Keytran? Nu prea cred. Puțini.
Înainte de a începe prezentarea noastră, pentru că știu că o sumedenie din voi aveți orgi mai vechi și totuși mă urmăriți, pentru că vă plac ritmurile, vă place muzica românească, tânjiți, țintiți către un Tairos sau un Genos pe viitor. Pentru cei care aveți clape mai vechi așadar, pentru ritmuri și formate mai vechi, avem aici un emulator USB. Rugămintea mea ar fi să-mi specificați ce model de orgă aveți, ca eu să aleg emulatorul potrivit pentru dumneavoastră. Toate produsele noastre sunt noi, avem și microfoane wireless, mixere, accesorii pentru clape, toate la prețuri bune și toate surprinzător de bune pentru prețul lor. Dar haideți să trecem la treabă, pentru că e vremea să ascultăm cum sună setul. Asta este variațiunea 4. Hai să mergem la polul opus, la 1. Se schimbă percuția. Auziți țambalul cât sună de natural. Zis cât de bine se leagă acordeonul, un sampler extraordinar. Parcă ar fi un sunet continuu. Un ring gypsy foarte basat, sunet foarte plin. Hey, hey! Hai să-și gândăm ceva pe el, da? Foarte complex ritmul acesta. Puteți cânta Goran Bregovic. Același ritm făcut în horă țigănească și cu chitară, rearanjat din samplere și remasterizat, să vedeți diferența. Am lăsat display-ul jos, cu toate că eu obișnuiesc să-l țin într-o poziție oblică, pentru ca dumneavoastră să puteți observa pe cameră ceea ce accesez eu. Apropo de display, un display mai luminos decât acel Toshiba cu care venea generația anterioară, respectiv Tairos 2. În schimb, un display care nu mai are acel reglaj de luminozitate aici, analog, acea rotiță, acel potențiometru, dar da, un display vizibil mai bun și contactii de aici par mai izbutiți. Pe ansamblu, un model reușit, acest Tairos 3, care este și foarte bine întreținut, mă refer la modelul acesta, chiar nu are nici un fel de urmă de uzură. Bru pe 8. Foarte frumos cu chitară. Bru pe 8 în versiunea a doua. Bru pe 8, așa cum se cuvine, cu țambal. Și un ritm de muzică bănățeană cu influență sârbească, dar se pot cânta și cântece ardelenești foarte frumos pe el.
durează. Vă recomand să ascultați cu atenție instrumentele de suflat, care sunt de o naturalețe la care alte branduri de instrumente de-abia îndrăznesc să aspire peste probabil 20 de ani. Aceia dintre dumneavoastră care locuiesc în Banat și cântă și muzică sârbească. Asta cred că ar merge la un tempo mai înalt. Dragii mei, n-am luat pe nimeni peste picior cu ritmul dinainte, dar acum chiar că urmează ritmul pe picior. Trebuie să avem răbdare cu toate zonele țării. O claviatură pe Tyros 3 deosebită pentru cântatul live la nunți. Nu este o claviatură nici pe departe pianistică, dar este o claviatură bine strânsă, bine legată, care te lasă să fii, ca să mă exprim cumva neoficial, vitezist. Te lasă să cânți repede, mai ales pe chitară, pe solo-uri, aceia dintre dumneavoastră care vor să facă solo-uri de folclor. De ce? Pentru că are o cursă mai scurtă decât la Tyros 2 și cred eu, simt eu că și procesorul dinăuntru este un pic mai rapid. Deci, da, o claviatură mai bună, nu vă exaltați, cu toate că este o clapă minunată, să știți că și Tyros 2 are avantajele lui față de Tyros 3, pe rând, probabil că o să le enumerăm. Dar până atunci, povestea și setul nostru merg împreună mai departe, îngemănate ca într-o spirală a vieții, pentru că urmează un ritm gen Goran Bregovici, un ritm plin de viață. Minunat și în minore. Doamne, Doamne, ce muzică se poate cânta în astfel de style. Să ascultăm cât de bine sună ritmul ăsta începând de la tobe. We'll be right back.
jocul de banat vine și el foarte puternic. Sa major. Iată că intrăm și pe ținuturile Bihorului. Așa trebuie să fie stylurile, să aibă un sunet plin, un sunet mare, un sunet gras. Important e ca sunetul să fie plăcut. Știu că erau și sunt multe discuții despre sunetul de la Roland, în special pe tobe. Nu era un sunet natural și cu toate astea tuturor ne plăcea, și mie, mare fan Yamaha, îmi plac tobele Roland. Nici vorbă să sune natural, o tobă nu va suna never ever niciodată așa, dar totuși pur și simplu are frecvențe armonice, n-are rost să intru în detalii tehnice obositoare, pur și simplu sunetul este perceput ca fiind plăcut de către urechea umană. Și asta contează până la urmă, de fapt doar asta contează. Vă vorbeam adineauri și de anumite avantaje pe care le are Tyros 2 în comparație cu Tyros 3. Mă refer aici la partea de mastering, care la Tyros 3, începând de la Tyros 3 până inclusiv la Genos, este software, și partea de compresie se face pe o singură bandă. În schimb, Tyros 2 are o placă dedicată pentru compresie, o placă ce face compresia pe 3 benzi, astfel în altele sunt înalte, basul e mult mai dinamic, media e și ea comprimată separat, e o combinație acolo, nu e nici EQ, nici compresie, e ceva pe care, un procesor pe care îl găsim doar în marile studiouri și care costă în genere nou, digital, în formula lui Tyros 2, în jur de 3000 de euro, de aceea prețul corect pentru un Tyros 2 ar fi de 3000 de euro doar pentru acel procesor, pe care, da, îl poți cumpăra și acum, dar v-am spus la ce preț. Lumea nu știe că el există, nu știe să-l folosească sau pur și simplu nu știe de el, sau când îl folosesc greșit. Mari probleme au avut utilizatorii folosind abuziv și fără pricepere acea funcție, astfel încât Yamaha, și din acest considerent, dar cred că și din considerente de preț, haideți să fim serioși, au renunțat, începând cu Tyros 3, la acel procesor oarecum tainic, știut de către o mână de oameni, dar care într-adevăr face minuni folosit corespunzător. Mergem înainte cu ritmul de doina, care, să recunoaștem, sună epic. Aici aveți și acea parte de blues țărănesc. Hora lăutar în toată splendoarea sa. We'll be right back.
să auzim cum sună și partea de braci, dacă vrem să intervenim peste ritm. Armonie. Știu că vă plac ritmurile astea lăutărești celor din sudul țării. Cu toate că noi în Ardeal nu le prea folosim, dar le-am aranjat bine, bine de tot pentru voi. V-am cântat și v-am încântat pe cei din sudul țării. Haideți să cântăm și să-i încântăm și pe vecinii noștri, conviețuitorii noștri, minoritarii noștri care cântă și în game majore, deși sunt minoritari, cu care mereu împărțim și ne certăm pentru o cutie de pate. O să vă dați seama despre ce este vorba, pentru că urmează ritmul de Ciardaș. Acum oi fi o ardelean, dar sincer nu știu ce vă știu eu cânta pe ăsta. Mă, hai să încerc. Observat armonia aici pentru Tyros 3. Hai să le lăsăm solo-ul la băieții ăștia. Bun, dacă ați observat armonia aici pentru Tyros 3, nu e deloc la îndemână. Dar deci trebuie să faci o mică acrobație, nu pentru că n-ai putea, da? Nu te doare mâna să o întinzi până acolo. Asta dacă nu ai de făcut solistică. Dar de obicei, ghici. Când cânți la orgă, cam cânți, nu? Și da, la Tyros 2 era mult, mult mai practic. Tot ceea ce ține de control era mai în zona asta. Da, era mai ok. Și registration memory era... aici aveau loc, sincer, și la Tyros 3 și la Tyros 4 să pună registration memory la locul lui, așa cum au avut loc și la Yamaha Genos, pentru că Yamaha Genos are aici registration memory și nu are 8 bancuri, ci au avut loc pentru 10 bancuri și da, au încăput toate. O decadă. Haideți să mergem mai departe, decadă după decadă, pentru că de când e Tyros, de când e PSR 8000, de fapt, pe o pagină Yamaha, în cap 10 ritmuri. Același ritm, dar cu braci. Nu o să insistăm mult. În schimb, puteți auzi cât de bine sună, da? Și aplauzele, braciul. Toate instrumentele astea, mai ales pe partea de Ardeal, dar nu numai, și pe muzică lăutărească, sună impecabil, auziți acusticul acela din staccato. Vă spun bun venit pe tărâmurile mele, pe tărâmurile Ardealului, un ritm din inima Clujului.
un alt aranjament. Care sună mai ca la nuntă. Aveți și aranjamente mai naturale și aranjamente mai moderne, mai a la Roland, așa. Uite, ăsta este al treilea aranjament pentru învârtită. Un ritm de polca pe care se poate cânta foarte frumos, muzică dance, a fost adaptat muzicii românești și maghiare. Haideți să auzim și samplerul de acordeon și vă rog să fiți atenți și la panaj și la toate instrumentele care stau pe spate, pentru că vă veți întâlni cu ele în toate ritmurile și le veți avea la propriu și la figurat sub degetele dumneavoastră atunci când veți cânta cu mâna dreaptă solistică sau armonie după bunul plac. Așa cum am spus și cândva atunci când prezentam celebrul Tairos 2, e vremea tropotitului, ritmul de tropotită. Dacă auziți, stare contrasintetică, da? Mă țin. Și ăsta e același rin, dar nu mai are contrasintetică, da? Ăsta sună mai natural, dar mai din topor sau mai live. Mai autentic. S-au schimbat și instrumentele din intro, din solo. Monții Ciardaș. Eu nu știu cine a fost Monții, știu că este un nume foarte des întâlnit aici în Ardeal, pentru că eu vă vorbesc din Cluj, din inima Ardealului, așa că pentru ascultătorii noștri maghiari avem Monții Ciardaș. Vioară foarte naturală. Gypsy jazz, jazz țigănesc elevat, apropo, străinii spun despre muzica noastră lăutărească că ar fi jazz țigănesc, lucru sincer, adevărat, pentru că dacă ascultăm ritmul și armonia, da, are au complexitatea jazzistică. Acum un ritm de jazz țigănesc, așa se cântă, dragii mei, la Paris. În Occident, dacă veți avea ocazia să cântați fie pe vase de croazieră sau cine știe unde, eu zic să evoluați, pentru că există viață și dincolo de manele și încă ce viață. Thank you.
Fraților, printre manea și asta, e o diferență ca între îngeri și demoni. Hai să mergem mai departe. Gypsy Vals. Ritmul sârbesc 2, Doja. Ăsta când puteți cânta și țigănește. Care face atmosferă. We'll be right back.
pare rău că nu vă pot arăta chiar toate ritmurile. Este tare, tare greu să vă prezint tot setul. Este un set uriaș și ca tonuri, și ca samplere, și ca și ca ritmuri. Dar iată acest ritm de rumba minunat. Voi puteți cânta altceva. Eu v-am cântat piesa asta din repertoriul parizian, pentru că eu mi-am petrecut timpul și perindat pașii și pe acolo. Dar voi puteți cânta orice piesă, rumba. Potită din Bihor. Sârba românească. Aici un ritm de dance, dance românesc, dance latino, de fapt, românesc. Iar acum un ritm care dă atmosfera unei trupe live românești. N-are pretenția redării unui sound de folclor sau unui sunet de folclor autentic, pentru că asocierea dintre sound și folclor nu sună bine. Deci nu redă acel sunet de folclor autentic, dar redă acea trupă românească cu chitară, cu instrumente, cu oameni care merg să cânte la nuntă. Sunet live, intenționat, lăsat, cu dinamică mare. Aici urcă. Thank you.
trupă live, de data asta cu Tentă Gypsy. Etno. Care are solo-ul de la Angela Rus. Pe refren. Și aici pe varianta de aveți libero. Și pe libero ritmul este absolut superb. Banatul anilor 80. Sau
Și acum ritmul excepțional pe care puteți cânta de toate, muzică românească, muzică țigănească, muzică etno, un ritm foarte reușit. Bătuta lăutar pentru frații noștri moldoveni. Sau excepțional, dragii mei, Breaza Lăutar. Chiar și pentru români, cu toate că e de ceartă, aș de ce, pentru că are un potențial etno extraordinar. Am pus pe el un acordeon. Auziți DSP-ul, pentru că vă mai dau așa crâmpeie prețioase, spun eu, de informație printre prezentările de ritmuri. Un lucru important ar fi că totuși Aerostray
are un DSP un pic mai bun. DSP însemnând efectele. Întotdeauna când auziți DSP, să știți că este vorba despre efecte, da? Adică reverb, delay, chorus. Dar nu este acesta un tutorial despre muzica și parametrii ei și ingineria de sunet de la A la Z. Vor mai fi episoade și în limba română și în limba engleză. Apropo, am spus-o și o să o repet, v-ar prinde tare bine tuturor limba engleză, pentru că repertoriul dumneavoastră ar deveni mult, 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 infinit mai vast. Aici mă refer la soliști. Hai să trecem la această prezentare de ritm. Ritmurile de doină sunt de-a dreptul sublime. Au fost relucrate pe Genos, iar lucrul acesta se simte sublimă, un ritm refăcut. Thank you.
Dragana. Etnodance românesc. Simplu etnopop are și chitară pentru cei care nu aveți un chitarist. Etno Show are și Maramureș, are și etno, are și ritm puternic.
Etnodance. Ritmul de funky. Este nelipsită Jamparawa. Sau Jampara 2. Sau Goran, Balkan. Un ritm țiganesc foarte rebel. Hora bătută. Hora lăutar. Hora mișcată. Thank you.
Sud. Ora Sud, în altă variantă, avem aici instrumente de suflat, ritmul sună puțin diferit. Ora ABC. Sau. Lăutar 1. Lăutar 2. Muzica de Mahala anilor 90, un pic stilizat ca să sune totuși acceptabil. Mahala anii 80.
Și varianta a doua. Purtata. Sau. Sârba. Un rim de sârbă mai amplu de asta dată. Sau să-l auzim și în minor. Sârbă mai cu ritm, mai cu topă. Sârbească.
Czardasz dance ku cambal. Atmosfera excepcjonalna ku acest style. Libero. Sau endingul care este absolut fabulos. 1, 2, 1, 2, 3 și... Țigănesc absolut exotic. Absolut super. Mulțumesc frumos pentru că ați vizionat clipul și până la următoarea noastră întâlnire, eu, Bogdan Curta, vă spun la revedere!